Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias și astăzi voi arăta cum se folosește aplicația Mentimeter într-o prezentare interactivă sau cum putem crea un test cu ajutorul acestei aplicații. Este foarte distractivă și copiii o agrează foarte tare. Aplicația Menti este un program care te ajută să creezi prezentări și întâlniri interactive de oriunde ești. Se poate primi feedback în timp real de la participanți cu ajutorul sondajelor, quizurilor, word clouds sau Q&A. Așadar, accesăm aplicația Mentimeter, scriind chiar așa pe Google. Ne logăm pe această aplicație și vom observa că avem mai multe posibilități de logare. Eu am ales să mă loghez cu Facebook. Este mai ușor și voi merge să creez o nouă prezentare. Am mai multe teme de ales. O să încerc săptămâna competențelor care se desfășoară în școala noastră, în programul pilot, iar la această prezentare voi avea mai multe tipuri de răspunsuri pe care aștept să le primesc, mai multe tipuri de prezentări. Așadar, voi face o prezentare cu răspunsuri la alegere, cu un nor de cuvinte, cu răspunsuri deschise sau scală, sau să le ordoneze, sau Q&A. Și voi adresa prima întrebare: cum este un om competent? Eu am ales răspunsuri multiple și am oferit aceste răspunsuri. Iar elevii pot să bifeze răspunsul la această întrebare. Cum răspund elevii? Elevii pot să fie. Deci, putem invita colaboratori, putem invita participanți la această prezentare noastră, putem share-ui prezentarea. Elevii pot intra scriind pe telefon sau pe calculator menti.com. Și vor tasta acest cod 5493382 și este valabil atunci și expiră în 2 zile, îmi spune aici. Sau pot să le ofer elevilor un link și pot lucra pe această prezentare, pot răspunde la întrebări sau un cod QR. Eu am folosit cel mai des această modalitate de răspuns cu ajutorul codului. Așadar, mergem cu ajutorul codului și voi vedea acest cod afișat tot timpul în prezentarea mea. Pot să introduc imagini în prezentare. Aleg răspunsurile, aleg modalitatea de răspuns. Putem avea răspunsuri multiple, așa cum ați văzut, să bifeze unul dintre multele răspunsuri date. Pot avea un răspuns sub formă de nor de cuvinte. Este foarte distractiv acesta și copiii pot răspunde cu un cuvânt, 2 cuvinte și acestea se amestecă sub forma unui nor aici, pe ecran. Pot avea răspunsuri deschise. Aici elevii pot să introducă un răspuns mai elaborat. Pot să-și facă ei înșiși prezentările lor sau aici și pot da așadar răspunsul. O altă modalitate de răspuns este aceasta cu scală și cele mai multe răspunsuri vor avea scala lor dimensiuni diferite. Putem ordona răspunsurile în funcție de numărul de răspunsuri sau o altă modalitate de ordonare. Sau putem avea răspunsuri Q&A. Putem crea oricâte prezentări. Eu am aici mai multe prezentări. Primele prezentări le-am creat în 2019 și apoi am mai exersat în 2020. Acum am creat o nouă prezentare pentru exemplificare. De asemenea, putem face o imagine foarte plăcută a prezentării noastre. Și atunci putem
colora cuvintele, putem colora tipul de răspunsuri, hărțile, barele, norii de cuvinte. Putem da o imagine așadar mai atractivă prezentării noastre. Este o aplicație foarte frumoasă și poate fi folosită în anumite momente ale lecției. Vă mulțumesc!